avem un număr satisfăcător de vaccinați și că din toamnă vom avea probleme. E bine, nu numai în România există aceste temeri, în toată lumea. În Europa vedem un val de campanii, autorități care nu știu ce să mai facă, să-i convingă pe oameni, pentru că peste tot în lume există un număr destul de mare de antivacciniști sau de oameni care încă nu s-au hotărât sau care încă din diverse alte motive nu s-au vaccinat. Vaccinați-vă că doar așa vă puteți proteja de noua variantă a COVID-19. Autoritățile din întreaga lume, cum vă spuneam, par să fi intrat în criză de argumente. Ce să le mai zici celor care nu vor să se vaccineze? Apelezi la vedete, de exemplu, în Marea Britanie. Susținătorii vaccinării au scos asul din mânecă, artistul Elton John, și francezii încearcă să-i convingă pe cei care nu s-au vaccinat încă. S-a mizat în Franța pe emoție, pe solidaritate. Vaccinați-vă să vă întâlniți cu prietenii, vaccinați-vă ca să puteți să participați la evenimente. Iată-l și pe Elton John, care este considerat asul din mânecă în Marea Britanie, o țară care este în acest moment afectată de tulpina indiană. Și România, așa cum știți, are o problemă în a-și convinge cetățenii să se vaccineze. Cât de eficiente sunt aceste campanii în întreaga lume și în România, bineînțeles, pentru că și la noi am avut o campanie care a dat greș, cea mai recentă, cel puțin, cea în care vedeta a fost Florin Câțu. A dat greș, deja nu mai reușește să-i convingă pe românii nici măcar premierul, dar cine știe, poate există o soluție de a-i convinge. Despre asta discutăm pentru început, cel puțin pentru că avem mai multe pregătite subiecte. Doamna Monica Tatăl este alături de mine și mulțumesc. Cum vi se par aceste campanii? Mai e cineva interesat sau sunt așa bani aruncați? În care aflăm tot mai multe despre cât sunt multe probleme privind modul în care acest virus a apărut. Chiar ieri a apărut un studiu în Australia. Oamenii, de ce în Europa e această reticență? Pentru că în Europa oamenii mai sunt mai citiți, mai educați. Sunt 2000 de ani de civilizație. Am învățat să ne îndoim. Filozofia asta ne-a învățat. Și atunci e normal. Eu am fost în Franța. Da. În Franța, în localitățile mici, oamenii nu se vaccinează. Și deci ca la noi. Este exact ca la noi. Cum? Au și problema cu cadrele medicale. Deci în Franța s-a ajuns la o decizie, deci urmează decizia, toate cadrele medicale sunt date afară dacă nu, cum sunt și niște state americane. În Italia deja a făcut asta, sunt state americane în care s-a pus problema și la noi s-a discutat, dar probabil că nu se va implementa. Mie mi se pare o dovadă de lipsă de responsabilitate din partea cetățenilor. Deci, domnule, ai văzut ce se întâmplă. Poate să fie un caz, două, trei, un procent de reacții adverse. Dar nu, vine septembrie. Lisabona e închisă, da? Da. Australia, care a fost foarte dură, are probleme. Deci, lumea trebuie să meargă înainte. Nu poți să spui, domnule, mie mi-e frică sau nu cred în chestia asta. Faci parte dintr-o lume globală. Și eu am gândit. Eu recunosc, eu până acum vreo 3 luni de zile am fost foarte sceptică. Ce v-a convins să vă vaccinați? Am citit foarte mult. Am citit despre și pro și contra. Și m-au convins cei de la Moderna, pentru că chiar astăzi se anunță că RNA mesager este vârf de lance în lupta împotriva cancerului. Așa este, da. Deci acolo și-am ales și-am zis, oamenii ăștia 7 ani de zile au studiat, da? Și au făcut vaccinul împotriva Ebola. Și când l-au terminat, s-a terminat cu Ebola. Da? Nu s-a terminat COVID-ul. Da, exact. Dar pe același sistem a fost făcut vaccinul. E o companie mai mică, nu e atât de agresivă. Dacă m-a convins pe mine, eu zic că ar trebui să citiți. Am întâlnit oameni care spun nu, ăștia sunt niște ticăloși, ne păcălesc, uite că se îmbolnăvesc, uite că... Dar în Franța care erau argumentele? E o curiozitate, pentru că vedem că lucrurile... În Franța au spus, în localitățile mici, stăm la aer, e vară, nu avem cazuri.
Și într-adevăr, în anumite zone unde am fost eu, localități de 5.000 de locuitori, oamenii cu grădini n-au avut cazuri. Da. Cazurile sunt izolați, poate. Exact. Ei n-au avut cazuri. Deci dacă n-ai avut unul lângă tine să se îmbolnăvească, să moară, să vezi alături de tine o situație de genul ăsta, nu crezi. Și în general la persoanele în vârstă refuză să se vaccineze, ceea ce e foarte periculos. Și mai este ceva. Au spus, uită-te la guvern, că au avut alegeri regionale și pe fondul alegerilor regionale ăsta a fost un subiect. Da? Da. În care partidul lui Macron a pierdut pe toate fronturile. Pentru că oamenii au spus, uită-te cum a gestionat. Poate nu e adevărat ce spune. Uh-huh. Înțeleg? Uh-huh. Și la noi e o criză politică. În septembrie avem alegeri pentru USR și pentru PNL. Alegeri interne sunt deja în PNL. Dar este este un subiect. Uh-huh. Ori subiectul ăsta împarte taberele, separă, nu există zonă gri, alb sau negru. Ori albul s-a terminat. 40% din populația României aia s-a vaccinat. Restul de 60% numai cu fort. Nici cu micii din obor nu prea mai poți. Nu mai merge. Nu. Oamenilor trebuie să le fie frică. Uh-huh. Oameni, și ca și copii. Mici. Apropo de copii, este o teorie foarte interesantă pe care vă propun acum. E o discuție amplă în Marea Britanie, de acolo a pornit. Mai bine i-ați lăsat pe adolescență să se infecteze decât să-i obligați să se vaccineze anticovid. Este declarația controversată a unui reputat sociolog, deci nu medic, dar care este membru al Comitetului Național de Vaccinare. Robert Dingwall este de părere că, dat fiind riscul scăzut ca cei foarte tineri să facă forme grave de COVID, ar fi bine să-i ferim de riscurile pe care le presupune vaccinarea, spune el. Declarația lui Dingwall a creat controverse aprinse în Marea Britanie, o țară care este în acest moment afectată grav de tulpina Delta virusului. Mai mulți specialiști s-au arătat șocați de declarația lui Dingwall și susțin că nu a fost făcută în numele acelui comitet care se ocupă de vaccinare, ci în nume propriu. Cum vi se pare această teorie? De ce ai lansat-o, mai ales în Marea Britanie? Uitați-vă ce s-a întâmplat în Israel, care a vaccinat la greu. Da. Au început studii pe tineri, pentru că se pare că vaccinurile acestea au fost testate mai mult pe categoriile de vârstă vulnerabile. Uh-huh. Și cazurile de embolie, de problemele au apărut atunci când aceste vaccinuri au fost aplicate tinerilor. E și problema cu copiii, da. 16 ani. Aici trebuie investigat. Tinerii nu au făcut forme grave, corect, așa ca cei. Și atunci ar trebui ca cei care produc vaccinurile să vină cu un eșantion să spună între 20 și 30 de ani am testat atâta și eficiența ea. Nu sunt studii de genul ăsta. Iar la copii e și mai periculos. Deci eu cred că persoanele... Pot îmbolnăvi bunicii de acolo sau... Și atunci ar trebui vaccinarea ar trebui să fie focalizată la persoanele peste 40-45 de ani. Da? Tinerii au o capacitate a organismului de reacție mult mai bună. Pe de altă parte, au fost și cazuri de decese în rândul tinerilor. Ne aducem aminte că se vorbea de așa numită furtună de citochine, medicii au numit-o așa, care se produce într-un mod misterios, nu au înțeles și nici nu au reușit să explice, dar reușea să provoace COVID-ul, un fel de dezechilibru major în corpul unui tânăr, sănătos și fără alte probleme. Depinde. Sănătatea la tineri este... Eu am un prieten care la 39 de ani, sănătos, a căzut în picioare și au explodat vasele de sânge și a murit. Acum 3 ani de zile, de 1 mai. Deci, chestia asta cu sănătatea e relativă. Tinerii nu se duc la control așa cum se duc bătrânii, nu? Deci la ei nu există acest obicei să-și facă analizele. Nici eu nu mi le-am făcut până la 40 de ani. Că am zis că sunt sănătoasă, da? Și când am făcut-o, am descoperit toate belele de pământului. Deci, încă o dată, eu cred că pentru vaccinarea tinerilor ar trebui făcute niște studii. Le face Israelul acum. Ar trebui să fim mai reticenți. Ar trebui să se focalizeze guvernele lumii
pe vaccinarea persoanelor vulnerabile, 40-45 de ani. Atunci ar fi mult mai ușor, pentru că atunci tânărul, dacă se îmbolnăvește, nu poate să-l mai, sau îl îmbolnăvește și pe cel bătrân, da, dar face o formă mai ușoară. Da. Asta e logica din punctul meu de vedere. Da, e interesant. E o discuție. Fiul meu s-a vaccinat. Pentru că așa a hotărât iubita lui. Nu s-a vaccinat. S-a vaccinat. S-a vaccinat. Pentru bine, că nu, nu pentru că el e deja adult. Are 27 de ani, da? Mulți înainte, dar, e altă categorie. În fond, am văzut un caz la televizor, un student, băiat unui doctor care a ajuns la spital, încă se recuperează pentru că a făcut vaccinul 20 ceva de ani. Deci, acum, fiecare trebuie să decidă, dar trebuie să fie o listă de priorități. Vine valul 3, e clar. 4? Dacă ne uităm la primăvara lui 2020, ăla n-a fost val, a fost doar așa, un dang. Deci, în septembrie, trebuie să ne pregătim pentru ca să intrăm din nou în lockdown. Asta o spun americanii, o spun francezii. Nu știu dacă și la noi, pentru că nu știu dacă ne permite în lockdown. Haideți să reflectăm la un lucru. În ianuarie, februarie, mă uitam la India și spuneam, Doamne, ăștia n-au nimic, așa, uite, sunt mulți, nu se spală. Da. Parcă am stat de la un moment dat, da? Ați văzut ce a fost început, în India? Da, început deci, și în India. Și India era complet liniștită, nu avea nicio problemă și noi fierbeam. Deci, în India au fost niște alegeri, au fost și niște sărbători religioase, da, cu foarte multă lume. Acum avem campionatul de fotbal. Da, se spune că, da, că va urma o explozie în următoarele două săptămâni. Haideți să sperăm să nu fie așa. Deci, să ne întoarcem la ale noastre, că vorba aceea, înainte de COVID, avem alte lucruri mai importante. Bună oară, ce punem pe masă, da? Vă aduceți aminte de acele bătăi pe tigăi la promoție? Bine, dacă tot avem tigăi acum, că s-au înghesuit românii să le primească în dar, erau date la promoție gratis, trebuie să ai și ce să pui în tigaia respectivă. Avem, de exemplu, niște imagini foarte recente din provincie, români care s-au îngrămădit la pui la rotisor. Haideți să vedem imagini. Imaginile vin din Brăila, acolo unde românii au lăsat deoparte orice regulă și au ieșit la cumpărături ca în vremurile bune. Totul a început după ce un hipermarket din zona a anunțat că vinde pui incluși într-o super ofertă. Asta i-a făcut pe oameni să ia cu asalt magazinul și să stea la coadă minute în șir. Atunci când au aflat că oferta e limitată, iubitorii de promoții s-au împins și și-au dat coate pentru a prinde un pui la rotisor la numai 5,99 lei pe kilogram. Pentru că oamenii erau din ce în ce mai mulți, angajații au început să arunce pui la întâmplare peste cei care stăteau la coadă. Filmulețul care arată cum oamenii aproape s-au luat la bătaie pentru o bucată de carne a fost publicat pe pagina de Facebook a unui bărbat care se afla la cumpărături. Reducerile i-au încântat dintotdeauna pe români, fie că a fost vorba de tigăi, televizoare sau chiar hârtie igienică. Vânătorii de reducere au fost mereu gata de adevărate bătăi pentru a nu rata produsele la preț scăzut. Da, sunt niște imagini pe care nu le vedem doar în România. Aici, cine spune că, doamne, românii, că uite ceva, sunt peste tot, vedem atunci când se promoție și străinătate. Eu vă invit la târg, când se ieftinesc rochile de mireasă. Da, în Statele Unite. În Statele Unite. Eu am văzut acolo. Și în Marea Britanie. Bătăi, la propriu. Da. Depinde, 5,99 niște pui, da? Dar eu am văzut la case mai mari, când s-au făcut lichidări de stocuri. Știți cum e? Deci, tot ce e gratis, e tentant. Chiar dacă n-ai nevoie. La pomeni, că sâmbătă, când se fac pomeni se la biserică, da? Se dă. Tot se duc să-și umple plasele, după care, în cimitir, vezi alei pline cu lucruri luate și aruncate. Deci, asta spune ceva despre modul omul. Dacă e gratis, măcar să... E o formă de marketing.
da. pentru anumite magazine. Corect. Am vorbit despre acel magazin, despre Brăila, lumea știe acum că Brăila se știe care e magazinul. Funcționează foarte bine într-un oraș mai mic, mult mai bine decât în București. Dacă ar face același supermarket care există peste tot în țară, dacă ar face promoții în București, probabil că nu ar fi așa o știre, că ar fi într-un oraș, pardon, ar fi într-un cartier. Pe când în Brăila, fiind un oraș mai mic? În Brăila, Galați, zonele alea când s-au deschis supermarketurile. Deci e o formă de publicitate. Da. Și dacă ne uităm în străinătate, știți cum se face? Se achiziționează un volum mare și la volumul mare discountul este mare de la furnizor și atunci discountul ăla nu se transformă în profit, îl pasez ca și cheltuială de publicitate. Da. Când se lansează o revistă, când se lansează un restaurant. Deci asta se învață la marketing, la... Da, a fost de curând și a ieșit și scandal pe tema asta, un fast food de aici, din București, din zona romană, care a dat burger gratis. Când era limitarea la un metru. Exact. Și s-au format niște cozi imense și atunci era pandemie. Era, mă rog, era și cazul cu atât mai mult publicitatea a fost mai mare. Deci, trebuie să vă feriți. De exemplu, când se merge cu avionul, da? Îți dă nu știu câte mile, îți cumperi. Acum, pentru că ei trebuie să iasă din criza economică, deși intră în grevă și italienii și francezii în săptămâna care vine, ce pot să vă spun? Este că îi le dau mile. Cumpărați-vă mile. Cumpărați-vă pensii, ani de pensii. Uh-huh. Toate sunt forme de manipulare a emoțiilor oamenilor. Și întotdeauna când sunteți puși în fața unei astfel de lucruri, gândiți-vă de două ori. Tot ce este gratis e de două ori mai scump decât ce nu este gratis. Vă spune un om care a lucrat în industria care s-a bazat pe marketing de genul ăsta. Dar ei încearcă, nu-i prost cine cere, e prost cine dă. Da, și până la urmă e vorba de câștigă pe toate planurile, câștigă și cei care participă la promoție, câștigă și supermarketul sau, nu știu, aici lucrătorul. Aici e o problemă cu distanțarea, cu mâinile alea. Acum, vă dați seama? Vă dați seama. Eu dacă eram de la DSP Brăila, eram călare peste ei. Cred că se rezolvă și cu DSP Brăila. Bun, să vorbim și despre ce se întâmplă în politică. Da, avem deja alegeri în PNL cu scandal. Urmează probabil și celelalte partide să fie în aceeași situație. Dar PNL-ul a fost primul. Sunt în toate filialele partidului alegeri. Sunt ori oamenii lui Florin Câțu, ori oamenii lui Ludovic Orban. Pentru că cei doi se vor confrunta la alegerile mari de aici din septembrie pentru șefia partidului. Și acum se luptă pentru șefia PNL din teritoriu. La Timișoara, de exemplu, au fost probleme la filiala internă. Acolo a fost chiar chemată poliția, că a ieșit rău. Președintele interimar al PNL Timiș, Alin Nica, a anunțat că anulează alegerile pentru șefia filialei. A fost scandal și la PNL Vaslui. Acolo a câștigat Nelu Tătaru, fostul ministru al sănătății, doar că Nelu Tătaru a fost ulterior acuzat de fraudarea scrutinului. Haideți să vedem ce s-a întâmplat în aceste două zone. Noi nu suntem golani aici, suntem membri ai Partidului Național Liberal. Cuvinte grele aruncate între membrii PNL Timișoara la alegerile pentru conducerea filialei. Tensiunile între două tabere ale liberalilor locali au început încă de la intrarea în clădire. Punctele de acces erau blocate de agenții de pază ai unei firme contractată de Dănuț Groza, primarul din Sân Nicolau Mare și în același timp secretar general al filialei județene. Lucru deloc plăcut pentru deputatul Claudiu Chira, care a chemat poliția. Cu toate că oamenii legii au făcut verificările necesare și au plecat, conflictul între liberali nu s-a încheiat. Secretarul general Dănuț Groza e vinovat că el a organizat aici. Acum spun că e ilegal și nu se poate ține adunarea. Na. Domnul deputat, vă rog frumos, nu vă caracterizează. În cele din urmă, Alin Nica a anunțat că anulează alegerile pentru conducerea PNL Timișoara. Vestea nu a fost primită bine de cei prezenți, astfel că președintele interimar al PNL a făcut anunțul sub o ploaie de huiduieli. În acest climat de tensiune nu pot fi organizate alegeri în conformitate cu statutul. Anulăm aceste alegeri și rog pe cei de la Sune să oprească microfoanele, iar vă
alegeri cu scandal și la Vaslui, unde prim vicepreședintele Organizației Municipale a PNL Vaslui, Marius Arcăleanu, face acuzații dure la adresa lui Nelu Tătaru. Fostul ministru al sănătății este acuzat că scrutinul a fost fraudat cu girul prim-ministrului Florin Câțu. Eu zic că da. Nu trebuie ștampilă. Eu zic că da. Facem doar color. Păi da, dar cred că sunt valabile. Dom'le, în momentul în care îmi dai mapa aici, mă duc la primul Xerox și fac cu sută. Arcăleanu a declarat că gruparea condusă de Nelu Tătaru s-a asigurat că poate controla voturile, iar că buletinele de vot au fost împărțite încă de la început în interiorul unei mape care conținea de asemenea și moțiunea lui Nelu Tătaru. Acesta mai spune că nu exista nicio garanție asupra faptului că buletinele de vot nu au fost falsificate. Liberalul a precizat că va contesta aceste alegeri la conducerea națională a PNL, în conformitate cu reglementările interne ale partidului. Și la sectorul 5 au fost alegeri interne. Cu toate că premierul Florin Câțu face parte din această organizație, omul susținut de el a pierdut alegerile. Cristian Băcanu a pierdut scaunul de lider al filialei în fața lui Dan Meran, susținut de Orban. Da, e foarte interesant ce se întâmplă în filiale, în special pentru cei doi, pentru Ludovic Orban și pentru Florin Câțu, pentru că sunt oamenii lor acolo puși. Florin Câțu are prima șansă, pentru că el are robinet cu bani. Mm. Deci, dar depinde și cum face promisiunile. De asta moțiunea a fost interesantă și s-ar putea să avem și o moțiune în septembrie. Pentru că în Florin Câțu a fost ministrul lui Orban. Deci în momentul când Florin Câțu vine și ne spune că Orban a făcut, a fost ministrul lui de finanțe. Da? Deci are responsabilitate colectivă. Da? Acum el, tu să vii să-l acuzi pe Orban când tu ai fost în echipa lui, este, mie mi se pare o lipsă de fair play. Nu știu. Bine, e ca în alegeri, e normal. Da, nu dar, pot să-i spui, da, îl admir, e cel mai bun și e contracandidat. PNL-ul n-a pierdut alegerile. Deci ei, cât să spune că PNL-ul, Ludovic Orban e de bine ca un pierdut. Nu. Deci PNL-ul a scăzut constant. De ce? Pentru că a avut un an la dispoziție, e adevărat în pandemie, dar a gestionat haotic criza. Cei din PNL știu foarte clar că în 2024 pierd alegerile. Deci, depinde care alege. Toate. Pe toate fronturile. Și uitați-vă ce se întâmplă în Franța. În Franța au făcut același lucru Macron, ce fac acum USR și liberalii. A încercat să-și fidelizeze oamenii și la locale, la alegerile regionale, s-a văzut foarte clar. Oamenii îți dau o șansă. A doua oară. Bine, e interesant totuși ce se va întâmpla cu PNL care este la putere acum, pentru că până în 2024 mai e. Noi încă mai sperăm că până în 2024 se termină pandemia. Sfârșitul 2022, începutul lui 2023. Dar, oricum, toate partidele care au prins pandemia au decontat asta, pentru că nu aveai cum să nu iei niște măsuri nepopulare. Și cumva asta se întâmplă și PNL-ului. Dar ar mai avea timp să recupereze teoretic. În condițiile în care criza economică va lovi toată Europa și toată lumea, începe. Nu simțiți încă. Sfârșitul anului 2021 va fi de groază. Europa va pierde poziția a doua în economiile lumii. China o va surclasa. PNL-ul are o problemă ca și USR-ul, de fapt. Ne-a demonstrat la nivel local că poate să trimită niște oameni de calitate. Pentru că cum se construiește o casă? Întâi faci fundația și până la urmă când pui acoperișul trebuie să fie solidă. Bine, cu tremur cade dacă nu-i solidă. Ori asta e problema PNL-ului. Și al lui Orban. Orban a cedat ministerele alea la USR pentru că a vrut președinția Camerei Deputaților. Și trage ponoase. Bine, au și finanțele până la urmă. Au finanțele, au și alte ministere. Finanțele, au și prim-ministru. Stați puțin. Finanțele, domnul Nazare, care este lăsat de Câțu să țină locul cald, urmează, se vehiculează că trebuie să o să plece din guvern la următoarea revanieră. Așa s-a spus că dumnealui și domnul Oros și din partea celor de la USR Plus, de asemenea domnul Teleman. Și Năsui.
Și domnul nostru. Și domnul nostru iubesc. Da, deci, bine. Deci, despre ce vorbim? Vorbim despre incapacitate. Deci, oamenii în perioada de criză au nevoie de un lider să spună facem așa, vă promit așa. S-a întâmplat în Rusia, s-a întâmplat în China. Acolo e adevărat, zici că nu e democrație. Dar nici la noi nu poți să spui că e democrație în partid, în condițiile în care se acuză de... Și într-adevăr, așa a fost la Timișoara. Am vorbit cu prietenii mei liberali, că familia mea e liberală, da? Deci acolo cele două grupări au fost foarte puternice și fiecare n-a vrut să dialogueze și de asta și câștigat Fritz la Timișoara, că doi se ceartă, al treilea câștigă. Degeaba acum porcul e mort în păpușoi, că n-au ce să facă 4 ani de zile. Că la noi nu merge cu alegeri anticipate. Dar la Timișoara e o mare problemă. La Timișoara există riscul să câștige la următoarele alegeri locale PSD-ul, care s-a consolidat de 30 de ani. În timp ce liberalii s-au certat, deci țineți minte, când doi se ceartă, al treilea câștigă și PNL-ul se va rupe. PNL-ul se va rupe. În cine și cine? Câțu e mai apropiat de genul de userist, nu? Nu e, el nu e liberal, el a fost parașutat. Poate eu pur și simplu așa. Și atunci în PNL-ul clasic și USR-ul se va rupe, pentru că și acolo după bine, acolo chiar vorbim de două partide de USR și de plus. Nu, se vor rupe pe interese, după ce Macron va pierde alegerile în Franța, o să vedeți că și USR-ul la noi va avea sau plus. Nu. Se spune că USR și plus sunt două entități diferite. Și din USR, cei care se vor care sunt de o anumită factură. În PNL, PDL-ul este sapă la greu, da? Deci se vor regrupa asta. Eu sunt de matematică, nu sunt analist politic, dar citesc foarte mult în ultima vreme. Vom avea alte grupări, cum s-or numi, e ca la COVID, cu alfabetul grecesc, da? O să avem Culpin. Alte grupări și Câțu nu. Nu va câștiga? Președinția poate să câștige președinția, dar dacă o câștigă, o câștigă ca să rupă PNL-ul. Credeți? Da. Deci vom avea în concluzie o toamnă interesantă. Schimbarea domnilor, bucuria proști. Acum... Asta e valabil la nivelul întregii lumi globale. Știți cum e, om trăi și om vedea. Mulțumesc foarte mult că ați stat alături de noi, doamnă. Punem punct aici discuției noastre. Ne revedem de la ora 12, începe emisiunea Hai cu noi!